seara, curăț cartofi, cam 10 kg, nu? Cam așa ceva. 8-10. Îi fiert, îi zdrobesc, îi amestec cu făină și cu drojdie. Adică drojdie bag un cubuleț din ăla de 50 de grame, nu mai mult. Bag puțină drojdie. La un singur cuptor de pâine, nu la tot. La un cuptor de pâine, să zic așa. Unde bag la 25 de kg de făină. Ele azi noapte s-au umflat. S-au umflat, au așa alimentat. Au... Deci, și acum eu le pun acolo, le amestec cu făină. Am pus făină, am pus maiaua, am pus toată. Păi eu bag la ochi, adică... Aici pe da. Da. Așa. Așa de frumos de aici, unde aici. Aici am pus sarea și oțetul. Făină să nu se lipească fața de masă, știi? Focul vine așa pe boltă, știți? Și bolta de deasupra trebuie să fie albă. Dacă e neagră, nu se coace pâinea. Și 300. Să rămână două la copt, știi?
deci cuptorul trebuie să, să se albească pe boltă ca să se coacă pâinea. Și atunci înseamnă că e așa. Păi, ălea din fum se cuc repede și ăstea, știi, de afară, de mai aici, am trebuit să aibă și ele căldură. Așa? Și mă închid. Ora e nouă.
Thank you.